Ne-am întors, negreșit, n-aveam cum să vă lăsăm cu ochișorii în soare, că vorba aceea avem una bucată lună în studio, știi? O superbisimă prezență, Mira, hai să povestim. Pandemia, spune-mi ce vrei să știi. Măi, ca să zic așa, pandemia asta, bun, am înțeles, toți a stat în casă, ați creat, ai creat? Da. Ai scris, ai făcut, ce ai făcut? De curând am început sesiuni pentru că tocmai ce am terminat cu albumul. Ok. Și atunci am luat perioada asta ca pe o perioadă de vacanță, de relaxare, după ce am terminat cu albumul și acum am început să lucrăm la următorul album. A, deja, gata, juf. Da. Mai nou? Dar ăsta, al doilea album, va ieși treptat, adică vom scoate piesele single, iar la final o să le punem într-un album. Ceea ce zic e foarte bine. Și o să fac o chestie foarte tare și anume că albumul, și vă zic asta în exclusivitate, n-am mai spus-o? Ia! Yeah. Tam, bagă breaking news, Alina! Breaking news! Albumul acesta o să fie exclusiv doar cu feat-uri. Deci multe colaborări pe acest album. Da, adică numai colaborări. Numai colaborări. Ia, bă, întinde pomelnicul, să vedem cu cine. Nu pot să vă zic. Ai un nume măcar. Nu. Nu, pentru că nu este sigur și nu aș putea să zic ceva, dacă, adică eu am o listă de oameni, dar depinde foarte mult, știi și tu cum este. Și n-am ce să zic. Nu pot să zic că n-am. Că dacă nu iese, ce se întâmplă? Pun presiune pe om degeaba. Uite, zic Mario. Cu Mario. Cu Mario, Mario Fresh. Da. Uite, zic, ți-am zis unul, că sigur o să fac chestia. Și asta mică Esca Junior n-are nimic de zis? Ce să aibă de zis? Nu știu, zic, mă, fi geloasă. Sunt prieteni. Aha, ok, bun. Că dacă nu... Oricum a plecat de nebună de izbeliște cu mămica ei și da, anume Andreea Esca. Merită. Au plecat până Dubai, l-au lăsat pe ăsta mica Cilișa, da, a făcut ăsta de cap. Așa dacă trebuie. Vrea. O, Mario Fresh. Chiar mi-e dor de Mario Fresh, chiar trebuie să-l chemăm, Alina. Exact. Sau, mă rog, oricum mulți dintre voi ne-au scris lucrul ăsta că vor să-l revadă. Bun, așadar unul dintre cei cu care vei colabora pe noul, viitorul album, care când va fi să iasă? Păi asta spun, că va fi, fiecare piesă va fi lansată ca și single și probabil că... Adică nu le strângi pe toate și lansezi odată? Nu, nu le lansezi odată. Pe rând. Pe rând, exact. Pe rând, băieți. Și la final, probabil că într-un an jumate, doi ani, o să fie cel final. Pe rând, băieți. Pe rând. Nu vă grăbiți că puteți face coadă. Sau eventual ce? Pe rând. Exact, pe rând. Ok. Așadar, Mario Fresh, unul dintre ei. Da. Și în afară de album, ce ai mai făcut? Păi, ce să spun mai în afară de album, că am stat în sală și am făcut sport, fac sport. Ai fost în Zanzibar, chiar? Am fost în Zanzibar. Că uite, vezi, am trecut ușor repejor peste momentul ăla cu Zanzibarul. Cât ai stat? Două săptămâni aproape. Două săptămâni. A fost cu peripeții. Ce are, mă rog, eu știu ce are, wow, Zanzibarul, oceanul. Mă, da, oceanul, dar mie mi-a plăcut foarte mult vibe-ul oamenilor, mi-a plăcut. De fapt, asta m-a impresionat. Ei, simpluți, așa sunt săracii. Ei sunt cu 200 de ani în urmă, adică la modul ăla. Adică, în fine, auzim că există și alții mai tare în urma noastră decât... Da, nu, e foarte, foarte rău ce se întâmplă acolo. Adică oamenii trăiesc în case de chirpici, făcute din chirpici și dorm pe jos. Pe jos, nici măcar pe blană nu dorm. Nu nimic. Direct pe jos. Nu, direct pe jos, da. Au pături în geam, adică în geam, în crăpătură, că e o crăpătură. O crăpătură, vă înțeleg. Dar tot ce înseamnă zona de cazare, zona turistică... Da, zona turistică este fabuloasă, adică 5 stele, lux, opulență, nu? E, yeah. Da, nu e. Și nu e ușor... E super bizar, șocant. Pentru că ieși din resort... Și când ieși din resort... Te-ai întors cu 200 de ani în urmă. Da, și zici că ai trecut printr-un portal. Ciuf, direct în Cretacic. Da, și te uiți și ești în mașina aia lor, în dubița aia lor și te uiți. Și după aia, ba primești una de-aia... Fiță. Mai, nu neapărat fiță, dar mai ok. Și una care stă să cadă săraca, știi? Ah, ok, tu ce-ai nimerit? Și te uiți și nu... Și. A, ok. Am mers și cu. Și nu era nicio diferență de bani. Ce pica aia, pica, adică. Cât îți iau pentru o dubiță din aia în plus? Păi, plăteai la excursie. Plăteai excursii. Și cât e una? Păi ajungea cam la $50 de persoană. Excursie. Poate era și 70, dar 50 era minim din câte știu. Și ce era inclus în această excursie? Te lua de la resort, te ducea în punctele respective unde trebuia să... Importante, da, probabil. Să vizitezi ce anume vizitai. Și mai... Nu, mese nu-ți dădeau, nu.
nu îți dădeau mese, îți dădeau, uite, am fost odată, adică nu făceau, nu organizau și un brunch în unii au organizat brunch, dacă poți să spui, era o, au făcut mă rog, o brunch, tavă imensă de fructe exotice pe barcă, în timp ce noi făceam snorkeling. Ce tare! Ceea ce era superb, aia mea, deci aia a fost preferata mea, excursia mea preferată, am mers la snorkeling și ne-a dus pe o... Explică-le celor care sunt acasă și probabil nu știu. Ce înseamnă snorkeling? Exact. Păi, vă explic chiar așa, pendelete. Simplu. Îți pui o mască de aia pe față cu pe o chestie, poți să respiri, ai aici un ecran mare, adică, mă rog, vezi o bucată de plastic ca să vezi și pui capul așa deasupra apei. Adică și nu te bagi... Intri foarte puțin cât să nu-ți intre apă în urechi. Pentru că ai doar tubul, ca să stai cu tubul la nu suprafață. Nu ai rezervă de oxigen în spate, tuburi de oxigen, adică să faci cufundări efectiv. Nu, nu, nu. Doar de privit pentru puturoși? Doar de privit. Stai și privești în apă și aia are cumva, se vede foarte clar în apele alea. Deci l-am văzut pe Nemo. Nu cred. Nu mai puteam, am notat cu pești. Bine, te poți băga și cu ea dacă vrei, dar nu mai respiri. Adică nu mai intră pot. Trebuie să ții respirația, da. Foarte frumos. Deci aia într-adevăr, claritatea apei, culoarea oceanului, dar acolo vezi tot, efectiv tot, vedeam până în adânc, adică vedeam tot corali, vedeam castravetele de mare. Castravetele de mare? Mamă, deci este odios. E oceanul indian și oceanul indian are într-adevăr o faună extraordinară. Da, foarte frumos. Dar dacă e să mă întreb pe mine cum se fac scufundări și fauna Mării Roșii, mai greu în oceanuț, dacă e să mă întrebi. Da, da, da. Marea Roșie deține cumva supremația din punctul ăsta de vedere și mulți au rămas copleșiți de tot ceea ce au văzut acolo. Am prieteni care sunt pasionați de snorkeling. Dar Tanzania... Au fost și în au fost și în Maldive, și aici, și în Egipt. În mai multe locuri și-au făcut snorkeling și au zis că nu se compară nimic cu Egiptul. Cu Egiptul, adică corect, acolo, Marea Roșie. Acolo a zis este ceva splendid, adică nici măcar cu Maldive. Da, 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 tocmai asta spun, da, că Marea Roșie deține supremația. Bun, că tot vorbim în Africa. Da. Hai să vedem un clip. Eu mă gândeam la chestia aia, acum nu știu de ce mi-a venit în cap. Ăsta cu... Bubuiră pe TikTok tot. Cine? Cum se cheamă la? A, Bubuena, cum se cheamă? Nu știu. Aoleu, am arată-mi, un lapsus. Că vreau să... E o piesă cu o artistă africană, celebrisimă devenită ea datorită TikTok-ului, pentru că a devenit extrem de virală pe TikTok. Și nu mai știu, Alina, mai și de care zic. TikTok-urile astea să mă fac. Dar a fost, mai cum să spun, isterie totală anul trecut, pe toamnă, cel puțin vară spre toamnă. Da, și e de acolo din Africa. La fel și cum e cu Jerusalema. Gata, uite, vezi că o știi. Am zis? Bine. Deci eu care aveam un lapsus, ca așa sunt eu mai tâmp. Jerusalema. Vrei să vedem Jerusalema? Da, da, da. Că este exact în vibe-ul Tanzaniei. Vreau? Și al Zanzibarului. Și cumva, probabil, iată, o să te și întorci puțin ca să-ți rememorezi clipele perfecte pe care mă gândesc că le-ai petrecut acolo. Da. Te întreb eu și cu cine. Bine, hai, vedem Jerusalema, revenim. Asta mică, rămâne cu noi!